Astăzi facem un unboxing la un mystery box de 1000 de euro pentru Tesla. Accesorii pentru Tesla, o să vedeți imediat ce am primit pentru Tesla să o tunăm, pentru că am văzut că vă place seria asta de tuning la Tesla, așa că dacă vreți să continuăm, like, subscribe și haideți să mergem în spate ușor, pentru că am primit niște produse destul de scumpe, dar în același timp mystery box, adică ceea ce nu știu, este mai mic. Hai să vă arăt exact care e treaba. Deci aici în spate, după cum vedeți, avem două pachete imense. Avem unul mai mic care... Ăsta este practic mystery box-ul primit de la Henshaw. Este o firmă foarte mare de accesorii pentru Tesla, cred că cea mai populară pentru accesorii de Tesla. Și mi-au pus aici niște accesorii, nu știu exact ce aici, pentru că aici nu prea am cum să-mi dau seama ce mi-au pus. Dar aici știu deja ce am primit, de asta zic că nu e tocmai un mystery box de 1000 de euro, pentru că restul le-am văzut deja care e treaba. Și ia uitați-vă ce avem noi aici. Avem un nou spoiler, ce să vezi. Și acum o să mă întrebați: Andrei, dar de ce schimbi iar spoilerul? Că parcă acum un an l-ai schimbat pe celălalt, nu? Da, din păcate, de la soare, de la soluția de spălătorie, habar n-am. Ia uitați-vă cum s-a făcut. Aceste pete albe, din păcate, nu se mai au. Eu cred că e din cauza la soluția de la spălătorie, dar nu știu, lăsați-mi în comentarii voi de ce credeți că s-a întâmplat asta. Ideea este că acum am făcut o schimbare. Nu o să arate cum a arătat ăsta sau cel anterior. O să fie mult mai diferit. Și Ioana acum se vede în spate, cum naiba mult mai diferit? Da, chiar o să fie mult mai diferit. Hai să vă arăt de ce. Așa, hai să desfacem pușor aici. Bun. Op. Nu se vede. Avem aici instrucțiuni. Dacă vreți și voi accesorii de la Henshaw, aveți un link în descriere și aveți și o reducere, așa că verificați linkul din descriere dacă vreți să vă luați ceva din videoclipul ăsta dintre accesorii. Avem aici dublu adeziv. Mamă, cât ne-a dat. Perfect. În caz că mai avem nevoie sau care e treaba. Mamă, că e aceeași culoare, ce naiba. Nu e aceeași culoare. Nu e la fel, ok? Asta pot să zic. A. Ia uite. Ia uite cum arată. Ua, stai. Este carbon, dar lucios. N-a fost carbon lucios până acum. Și acum e carbon lucios. Și arată foarte, foarte bine. Deci chiar îmi place. Cam așa arată. Deci cam asta este comparația între cele două. Cel vechi, care nu este lucios, și cel lucios nou, care mie îmi place foarte mult cum arată. Lăsați-mi părerea în comentarii. Și da, chestia asta chiar ar trebui să fie carbon pe bune, cel puțin așa spune pe site. Deci rămâne de văzut cum o să fie în timp. Trecem la următorul colet imens. Hai să vedem ce am acolo, dacă aici am asta. Hai să vedem al doilea pachet imens. Ăsta de aici. Ah, și legat de chestia asta, probabil ați văzut, nu știu câți dintre voi știți de dulciurile astea Joyride sau Mr. Beast Feastables, ați mai auzit 100% de ele. Am primit coletul ăsta de la Miruna din America și mă gândeam să le testăm poate pe un vlog viitor. Nu știu, lăsați-mi în comentarii cum să testăm noi chestiile astea, în ce vlog să le testăm, că n-am idee, dar nu le-am deschis până acum. Mergi în America și le testezi. Ar fi interesant. Dar da, chestiile astea nu le găsești în România. Presupun că mulți dintre voi care vă uitați îl știți poate pe Ryan Trehan, un YouTuber foarte popular în America. Dar hai să trecem peste și să vedem ce avem aici și de ce este deschis pachetul ăsta, poate vă întrebați. Pentru că Andrei n-a mai avut răbdare și a umblat la asta. E într-un fel bine, pentru că vă pot arăta ce s-a schimbat la mașină. Este un bord de Tesla, mai exact vechiul bord de Tesla asta. Pentru că, uite, cam așa arăta înainte bordul, da? Tot la fel un carbon lucios, dar practic era pus peste bord, ok? Nu era parte din bord și s-a făcut urât de la căldura care e mașină pe timp de vară. Așa că am înlocuit total bordul, adică nu mai e un kitch așa pus peste, este pe bune bordul mașinii. Hai să vă arăt cum. Toată bucata asta am schimbat-o și nu exagerez, a durat doar 15 minute să schimb bordul ăsta, mai mult pentru că a trebuit să mut navigația pe noul bord. Dar da, cam așa arată. Acum nu o să se mai facă urât. Este exact cum trebuie, dintr-o bucată, nu din două bucăți. Și aici este vechiul, pentru că încă n-am schimbat asta de pe uși, pentru că e mai complicat. Asta este pus pe parchetul din mașină. Este doar o bucată pusă peste parchet. Iar aici este cu totul înlocuit. Da? Cam așa arată, cu totul înlocuit. Arată mai premium asta. Păi e practic ca lumea, nu e un kitch pus peste. Legat de bordul ăsta nou, dacă vreți să vă luați, aveți linkul în descriere, dar nu este de la Henshaw, este de la altă firmă, TY Lard, ceva de genul. Aveți linkul în descriere, la fel cu reducere, dacă vreți să vă luați trimurile astea, să le schimbați pe Tesla, să nu mai aveți parchet, puteți să vă luați altceva. Acum trecem la miezul videoclipului.
mystery box-ul pe bune. Ce se află aici? Pentru că ar trebui să fie mai multe produse aici. Că am zis, bă, puneți-mi și mie câteva produse ca să iasă clipul ăsta mai lung, nu? Să avem mai multe produse. Hai să vedem ce ne-au pus aici. Și cum ar fi în toată cutia aia să fie doar un singur produs? N-ar fi drăguț. Ok. Avem mai multe cutii. Hai mă, că sunt mai multe chestii. Adică două cutii. Băi, gura. Hand Show, tehnologie din America. Ok. What? Și nu știam. Ok. Băi, dar ce e aici? Ce e aici? Ia zi tu repede, ce e aici? Nu știu. Pare a tableta, telefon, ce că... Hai că tabletă, ce trebuie să am eu cu tableta? Bătă, ce e asta, mă? Ce mi-a trebuit să știu? Aoleo, cabluri? Nu, din nou. Yeah. Hai că nici nu știu ce ți-a trimis. Ce e asta? Știu ce e asta. Dar nu știu de ce sunt cablurile astea, că am destul de multe cabluri pe aici. Mai am chestia asta. Habar n-am pentru ce e. Bine, și ne spui și nouă ce e. Lucrul ăsta o să vină în consola centrală, pe mijloc, acolo unde e sertarul ăla. Deci aici avem consola centrală, da? Eu aveam deja conectat ceva în cele două porturi, din două vocea 4, dar chestia asta o lăsăm în spate pentru că chestia asta ar trebui să vină, uite așa. Ah, ok, gata, gata. Atenție. Și gata. Type-C și pentru iPhone, practic, Lightning. Atenție, pare că pot să deschid ușa din dreapta. What? Butoanele astea, cred că poate să controleze efectiv ușile dacă mă folosesc de cablurile alea, de care eu nu știu cum naiba să le fac, cum să le conectez. Nu știu cum, dar până atunci pot să folosesc cablul ăsta de încărcare așa frumos. Hop, și charging. Bun. Deci am găsit pe site-ul de la Henshow produsul, costă 376 de lei. Este practic un hub de încărcare rapid, dar care are și butoane fizice care pot controla, pe lângă să se încarce telefonul practic, poți avea mai multe funcții, uite. Și exact ce ziceam, să deschizi, uite, torpedou, să deschizi ușa din față dreapta. Cum naiba le fac, nu știu. Hai că am găsit manual de instalare, ia. Ok, și ce fac cu celelalte cabluri? Io, în spate. Oh, mamă, e creație. Nu, e creație de cineva priceput. Ce mă, că am făcut? Bă, ia stai, că te-ai de mine, că ceva mai priceput. Ia să mă mai arăt ceva, că mi-am adus aminte. Mi-ați spus în comentarii că mișto display-ul din spate, da? Pe vlogul din Moldova v-am arătat acest display din spate pe care l-am montat, care are foarte multe funcții. Deci are aici în spate să poți controla practic temperatura, să poți controla viteza, pe lângă asta poți să miști scaunul din față de la pasager. Deci dacă apăsăm pe butonul ăsta, se mișcă practic scaunul, putem să dăm în spate și are o funcție de masaj. Pentru că practic se folosește de suportul lombar de la șofer și poate să facă masaj. Doar datorită chestia asta, eu am acum masaj la scaunul șoferului, ceea ce e super tare. E practic o tabletă cu Android, ai? Se pot uita practic cei care stau în spate la YouTube, TikTok, Netflix, așa că s-a transformat mașina asta ușor, ușor în S-class aici în spate. Ai televizor, ai tot ce trebuie. Da, seama, că nu, da. Mulțumesc din nou celor de la Henshow, pentru că navigația asta e tot de la Henshow, așa că dacă vreți să vă puneți o navigație de genul, link-ul în descriere. După ce m-am uitat la tutorial, aparent trebuie să dau jos panoul ăsta de aici de dedesubt, adică același pe care l-am dat și când am montat navigația asta, și trebuie să montez chestiile astea acolo. La fel de greu a fost și acum să desfac. O să încerc să vă explic cât mai simplu. Practic mașina are decât aceste două mufe, mult normal. Iar eu am adăugat mai multe pentru că porțiunea asta este doar pentru navigație, iar asta este pentru chestia nouă pe care am adăugat-o, accesoriu nou. Sper să reușesc practic să fac un cable management în porțiunea asta atât de mică, cât să pot să mai pun asta la loc. După jumătate de oră am reușit într-un final să instalez accesoriul ăsta și hai să vă explic cum funcționează, că mi-am dat și o seama într-un final. Prima lui funcție, dacă apăs o dată, pornește luminile din interior, da? Credeți-mă pe cuvânt că s-au aprins luminile. Dacă apăs de două ori pe primul buton, s-a deschis. Chestia asta chiar e folositoare, pentru că uneori, destul de des, oamenii nu știu cum să deschidă ușa sau mai ales în spate, pentru că, uite, du-te în spate, la ușa din spate, se deschide și ușa. Alte funcții, dacă țin apăsat primul buton, mișc scaunul pasagerului în față, al doilea buton dacă ține apăsat, mișc scaunul pasagerului în spate. Da mă, deci are foarte multe opțiuni. O să vă pun și pe ecran practic toate funcțiile pe care le are accesoriul ăsta și cam asta e. Cu ocazia asta, ca să se potrivească cu trimul ăsta, o să scoatem șapții pildul. Eu zic că arată bine. Părere, before and after,
Eu zic că arată bine cu accesoriul ăsta și așa o să rămână. Lăsați-mi părerea în comentarii dacă arată mai bine consola centrală acum față de cum era înainte. Continuăm cu ceva mai mic. Aparent Glove Box Multifunctional Expansion Dock. A, asta se pune în torpedo. Să avem mai multe porturi, pentru că în torpedo ai practic un singur port. Așa, și acum transformăm în mai multe porturi. În acest stick ajung toate filmările de pe Tesla. Îl scoatem și punem acum ăsta. Și acum practic mai avem alte 2-3 porturi. Și merge? Da, merge filmarea. Bun, da, deci practic am mai făcut rost de niște porturi. Ok, destul de simplu. Probabil nu e scump accesoriul ăsta. Continuăm. Avem ceva mare acum, da? Hai. Atenție. Frank. No, ți-a dat de gol aici. Model 3 Frank Ambient Light. Ce crezi că înseamnă asta? Adică ai LED-uri pe, la Frank? Exact, exact. LED-uri da. La Frank. Păi cu cine interesează? Stăm noi în Frank? Căblăreai. Și LED. Ok, cum ne-ai bă instalezi ăsta? Trebuie să mă uit la ăla de instalare de pe internet. A few moments later. Da, cu accesoriul ăsta o să mai aștept pentru instalare, pentru că e creație destul de mare, trebuie să o alimentez la bateria de 12V. O creație destul de mare și sincer nu mai am starea necesară acum că m-am bătut destul de mult cu panoul ăla din spate de la accesoriu din consola centrală. Au trecut câteva zile de la ultima filmare când am filmat produsele și am omis un produs, pentru că a fost un mystery box, aparent am ratat un produs, printre toate alea aparent în pachetul cu spoilerul se mai afla ceva și mai exact chestia asta. Hai să-ți explic. Fii atent. Filmează în spate, da? Deci, așa se vede acum, da? Practic îmi pun frână, da? Haideți să vedem cu modificarea asta cum se va vedea. Două secunde. Oh my god. Trebuie să mă împing aici. Acum a focalizat că scrie Tesla pe stop. Bro, e tare rău. Deci, în mod normal, este doar o linie acolo, clasic. Ați văzut cum era înainte? Deci tu acum când o să pui frâna mereu, o să apară scrisul Tesla, da. Dă să văd cum se vede. Vreau să văd și cum se vede. Bam! Și cam așa se vede. Da, deci, în loc să fie linie dreaptă de frână, acum bate direct în ăsta cu Tesla. Ce părere aveți? Lăsați în comentarii. Este ceva foarte simplu. Vă las prețul pe ecran aici. Tot un accesoriu, dar am uitat practic atunci când am desfăcut, că eu nu știam că am primit și chestia asta, am văzut ulterior. Spuneți-mi în comentarii care accesoriu v-a plăcut cel mai mult dintre toate pe care vi le-am arătat astăzi și nu uitați că aveți link în descriere dacă vreți să vă luați și voi ceva dintre toate accesoriile astea. Verificați voi acolo linkul în descriere, aveți și o reducere. Eu am fost Andrei, sper că v-a plăcut video și ne auzim data viitoare.